Bună dimineața, București! Bună dimineața, București! Da, așa cum ți-am promis, Tudor Giurgiu este alături de noi. Nu mai are nevoie de nicio altfel de prezentare, așa că îi spun doar bună dimineața. Bună dimineața! Și mulțumesc că ai acceptat invitația să fie alături de mine în matinal astăzi. Să discutăm despre acest film documentar despre Lina Stase, Nasty se numește, cu premieră pe 16 aprilie. Da, cum sau Nasty să-i spunem, dar titlul original, împreună cu colegii mei Tudor și Cristi cu care am făcut filmul, i-am zis uh, ideea lor Nasty more than just tennis, deci cumva mai mult decât tenis, dar sigur că okay. la noi în România o să-i zicem Nasty că asta e porecla pe care Ilie și-a căpătat-o în circuitul de tenis la vremea respectivă, fiind o vreme în care își puneau unul, unii altora tot felul de porecle este o ocazie extraordinară, mi se pare, pentru generațiile mai tinere să-l descopere, iar pentru cei care îi cunosc deja cariera, dar și controversele din jurul lui, că știm foarte bine câte declarații au fost făcute în spațiul public și nu numai, să descopere și alte lucruri despre el, pentru că tu spuneai un pic mai în urmă cu ceva timp, spuneai că ar fi devenit primul Star Rock din istoria tenisului. La ce să ne așteptăm de la acest documentar? E, o, e un film, cred, care te te poartă înapoi într-o lume pe care noi cel puțin n-am trăit-o. O știm, poate, din povești, așa din ce în ce mai vag. Vorbim de anii 70, o perioadă în care literele puteai face și zice orice, spre deosebire de azi, unde știm bine că ne controlăm și ne cenzurăm de 10 ore înainte fie să atingem pe cineva, fie să vorbim despre altcineva. Uh, ori, în această perioadă de totală explozie la toate nivelurile în societate, și sportul s-a schimbat: tenisul a devenit dintr-un sport așa foarte de etichetă și foarte pentru bogați, a devenit uh -huh. tot un sport popular. Și cine s-a găsit să-l facă pe din tenis un sport popular? Românul timid la vremea aia Iliana care, ajungând și dând cu ochii, și sigur, de o altă lume, de o altă societate, i-a surprins pe toți cu felul lui până la urmă direct și uh, uh, nebunesc de a fi și sigur că de aici a găsit, cred el însuși, un, uh, o persoană, un tip de comportament pe care l-a repetat așa ca un actor, ca un clown, cum spunea unii uh, de-a lungul anilor, dar asta a venit pe un fond de performanțe incredibil, a fost primul numărul unu din istoria tenisului deci, cred că tipul ăsta de senzații, de surprindere, de mândrie, de bucurie, de... Se râde enorm la filmul ăsta, ai și momente de, cumva, de jenă, pentru că ce face Ilie câteodată pe teren e de neconceput, dar în egală măsură te bucuri și la final cred că mai versi și o lacrimă sau mai multe. Filmul ăsta se axează strict pe cariera lui sportivă sau sunt abordate și celelalte controverse despre care povesteam un pic mai devreme? E un film despre Ilie așa, cu, cu, cu pe de a cu totul adică nu pot să, să nu puteam să facem un film care să vorbească doar despre sportivul sau doar despre omul Ilie el e, el e cumva un mix așa de, de contradicții și lucru care îl face și un personaj interesant, adică mulți m-au întrebat, Ada, de ce despre Ilie stase, sigur, poate în siajul unor evenimente neplăcute uh -huh. sau unor ieșiri necontrolate pe care le-a avut în ultimii ani, dar uh, cred că asta e una și ceea ce lasă lumii tenisului, istoriei noastre, istoriei omenirii, până la urmă, e mult mai bogat și oamenii și am văzut colegii lui, cei pe care i-am intervievat, uh, ne-au spus că, de fapt, moștenirea pe care o lasă e una mult mai bogată și mult mai importantă. Și asta cred că românii trebuie să vadă, în primul rând. Trebuie să învățăm să facem diferența <coughs> între carieră și pă, celelalte aspecte ale vieții. Da, cumva. sau cumva, cum să spun, să le. Nu e musai să le acceptăm, dar măcar trebuie să înțelegem, și cred că Năstase e un produs, așa cum să spun, poate cel mai pur al acelor ani, anilor 70. Am L-am intervievat pe Stan Smith, lumea îl știe, sau cei tineri probabil, că de pe o marcă de pantofi, dar uh, era rivalul lui în anii aia și Stan spune, zice, da, Ilie ar trebui să învețe, să se controleze, din păcate el nu se poate adapta vremurilor. Ilie, cel de azi, e în bună măsură cel care era... Și pe vremuri, adică ani au trecut, dar el nu s-a schimbat fundamental. Modul lui, în care judecă, în care spune lucrurile, e, e tot ăla. Lumea s-a schimbat, din păcate. Vreau să spun că l-ați intervievat și pe el pentru acest... Sigur, am, am vorbit mult cu Ilie, el e un povestitor fan, fantastic. Adică, are uh, un discurs în buclă, așa, la un moment dat. Da, <laughs> să da sunt, detalii. El, el are povești, are snoave, are episoade, are întâmplări, care sigur, la un moment dat, ne gândeam unde Dumnezeu o să capă el într-un film, adică cu Ilie cred că poți să faci un serial de fapt bun pentru social media, pentru online, uh, pentru că uh, hai să ți o zic și pe aia, și pe aia, și pe aia și multe lucruri care sunt de un, de un haz nebun, dar uh, în egală măsură vezi în ce lume a trăit, îți spune cu ce oameni s-a întâlnit mm. și ce respect în primul rând au avut uh, de la președinți ai Americii până la, eu știu, jucători de tenis, oameni din politică, din sport și așa mai departe. El a văzut varianta finală? Și-a dat acordul? El a văzut aproape de varianta finală. Am făcut la Cluj, am trecut la TIFO o proiecție închisă, adică pentru un grup de oameni, finanțatori, prieteni. Mm. Și aia a fost prima dată când Ilie a văzut filmul alături de soția sa și la final a fost ceva foarte ciudat, pentru că e prima dată când l-am văzut hiper emoționat, cu niște lacrimi multe în ochi, iar noi toți eram la fel, adică și pentru mine, deși știam filmul, ce am uitându-mă la oameni care de fapt, cred că l-au redescoperit, uhum. știi, noi câteodată suntem, auzi de cineva, îi pui o etichetă, știi ce a zis, ce a vorbit în social media, dar... De fapt, n-ai habar cine e omul ăla, de unde vine, ce, ce înseamnă el, știi, într-un context global și cumva cred că asta filmul îți redă. Îți redă niște povești incredibile, uite, de, de exemplu, povestea cum România a pierdut finala Cupei Davis în, în 1972, jucată cu America, cu Statele uhum. Unite, aici în, în București, care e o poveste fabuloasă de în primul rând, o istorie de stat, pentru că Ceaușescu le-a dat ordini și a spus, băi, trebuie să câștigăm, să-i batem pe american, estul să bată vestul, s-a ridicat arena progresului, Noi mai suntem <laughs> Și uite că datorită lui Ilie, din păcate, am cam sfeclit-o acolo și România a ratat o mare șansă. Având acces la atâtea documente, atâtea imagini, ce te-a surprins cel mai mult și ce crezi că ar putea să fie o surpriză pentru publicul din România? Acum, eu cred că în afara celor mai în vârstă care au trăit acele vremuri, totul va fi o surpriză, pentru că o să vedem o să vedem imagini unele foarte din apropierea acestor mm -hmm. jucători, nu doar a lui Ilie, Jimmy Connors, Bjorn Borg, John McEnroe vom vedea o, un tip de acces în culisele acestui sport pe care azi e foarte greu să-l mai vezi, adică nu prea vedem imagini uh, cu Djokovic, Alcaraz sau alții uh, din interior uh, o să descoperim uh, un Ilie efectiv ca un copil care face glume, care face uh, tot felul de șoti, un Ilie adorat, adulat iubit deopotrivă de, 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 cum să spun, de, de prieteni, dar și de dușmani. Și cred că asta, va, asta e primul nivel așa de, 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 de surpriză, de descoperire pe care România o să-l aibă. Sigur că ulterior o să înțelegem și cum tenisul a ajuns probabil sportul care iază în România, un sport important, datorită lui Ilie, lui Halep și altora, lui Țiriac, evident, o să pricepem mai bine relația dintre ei doi, pentru că i-am văzut mult timp împreună, <coughs> pe Ilie și pe Țiriac, dar filmul ăsta cred că ți arată de fapt cum au pornit și cum dormeau în camere pe 10 dolari și cum primeau premii la turnee niște pantofi de, de sport pe care îi vindeau <laughs> cum și împărțeau pizza la restaurant cu ceilalți jucători, adică e, e un nivel de de știi de camaraderie care mm. iară e foarte diferit de ce e în sport. Acum doamne ferește să ieși la o pizza oh, după doamne, cum să mănânci nu, pizza nu se... în timpul turneului sau să pleci singur să dormi cu alt jucător în cameră. Se pleacă cu delegații. Cu delegații și iată, uite ce pățești dacă nu verifici paharul, ce pastilă da, ei și așa corect, mai departe. Corect, corect. Care ar fi așteptările tale, așteptările voastre, la nivel de echipă, pentru publicul din România care o să vadă acest documentar? Cu ce ai vrea să rămână oamenii după vizionare? Uh. <coughs> Care a fost gândul cu care a pornit? Da, eu m-aș bucura să vină lumea în număr mare să-l vadă, pentru că e e, un film care, cred, e pentru români de orice vârstă și pentru cei care vor să vadă puțin și de unde am pornit în sport și de unde au apărut aceste performanțe absolut incredibile. Năstase, cred că a fost, spunea un istoric primul, nu doar sportiv din România, cred că din Est care a avut o astfel de evoluție și cred că cred că până la urmă e un sentiment de, de mândrie așa pe care l-am avut odată ce, ce am văzut filmul Gata și cred că mulți o să, o să spună sigur, funcție de cât de mult îl iubesc sau nu pe, pe Năstase, o să spună doamne, uite, e dat dracu sau e e Adică filmul ăsta nu o să ne schimbe și cred că nu va schimba percepția asupra lui, da, percepția asupra lui dar în mod evident o să, o să fim, uh, cred că o să pricepem uh, mai mult așa despre omul Ilie Năstase, despre personalitatea sa și despre felul în care a ajuns să fie, na, sportivul care e. Rămânem în zona uh, aceasta sportivă uh, și îți mărturisesc că îndând informații despre acest documentar, am dat peste un articol care spune așa Tudor Giurgiu va face un film despre cel mai mare blat din istoria fotbalului românesc, partida F.C. scornicește electrodul, electrodul slatina, rămâne o poveste în lucru sau nu? E o poveste în lucru, am găsit întâmplarea uh, asta... <laughs> Cred că era promovarea în Liga 2 sau a 3 așa ca un fapt divers pe niște site-uri. Eu nu știam despre asta. Da, nici eu nu știam, am citit <laughs> acum câțiva ani și am spus colegului meu, Cristi Pascariu, băi Cristi, uita-i că e, e un film, hai să încercăm să scriem și Cristi s-a documentat și a scris o primă variantă de scenariu. Iar acum uh, facem o documentare, încercăm să găsim mulți din jucătorii care au fost pe la Scornicești, la Slatina în anii respectivi. Uh -huh. uh, am găsit niște jurnaliști pasionați, un jurnalist pasionat uh, extraordinar din, din, uh, din zonă, care e un fel de rez rezervor de, de informații și e, e nemaipomenit să vezi că sunt oameni pasionați. În locuri unde nici nu te aștepți, care adună, care fac istorie, de fapt. ei dau istoria oamenilor și mă bucur și le mulțumesc de ajutor. Și împreună, practic, încercăm să punem cap la cap, uh, întâi poveste. să aducem, na, să stăm de vorbă cu cei implicați, să ne povestească cum a fost și eu sper într-un an, doi să reușim să adunăm banii și să facem filmul să fie tot documentar, că pare și no, un pic no, no, comedie Nu, no, nu, no, nu, no, no, no. e, e o comedie cumva de, da, e o comedie până la urmă neagră din despre acțiune. un episod din uh, perioada acelor ani. Da. La câte din... goluri se spune că au fost date atunci și mm -hmm. film de acțiune? dacă deja. nu mai, înșelau, au fost 16 sau 17, adică Ceva. echipa din, uh, echipa din uh, sconicești trebuia să bată cu 3-0, dar datorită unei, unei transmisii deficitare mm -hmm. n-au aflat câte goluri dădeau rivalilor la Moreni, așa că au tot dat și au tot dat, dar de fapt povestea fabuloasă e cum de fapt s-a pus cap la cap acel meci care la un moment dat era în pericol să nu se mai joace și cred că le trebuia mai mult de 3-0, cred că era un 5-0 sau așa ceva. Deci, în fine. E o poveste de, de urmărit. E o poveste cu mulți proști, cu mulți oameni, cu mulți oameni extrem de, de, cum să zic, de Inteligent. La nu, nu, dar cu, cu o minte Adică ce a făcut mitica Dragomir Atunci e fabulos Adică cred că i-a dat pe spate pe toți Pentru că a venit cu o idee A zis nu, 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 stați iniștiți Știi, mintea românului, a Olteanului în special Care întotdeauna găsește soluții Adică Noi de asta cred că am și supraviețuit dictatorii, că tot timpul Suntem am în găsit Suntem un rezervor de soluții da, da, da. Corect. Urmează și Moromeții 3 când o să avem ocazia să... Sper să, sper să, să terminăm vede. filmul, regizorul Stregule acum lucrează la mm -hmm. sunet și cu noroc sper să lansăm la Cluj, la Festivalul de Film Transilvania în mijloc de iunie, după care în săli în toate cinematografele din țară în luna septembrie, deci cam ăsta e planul. Eu mă bucur pentru că în ultima perioadă Asistăm la un val de filme românești Cum vezi tu toată povestea asta? Pentru că stând așa de vorbă cu oameni I-au spus Păi da, industria noastră a luat avânt Ne merge foarte bine Sunt foarte multe filme românești Și mi se pare cumva că s-a schimbat puțin și publicul Pentru că, sau cel puțin asta vreau să cred Am depășit zona aia de te duci în cinematograf Și vezi un film românesc Și apoi nu știu, acum un Film românesc, nu știu o fi bun, o fi bun, ai lasă, mai bine mă duc la, la cu oameni. Da, Pare că am depășit că un fine, pic În aia. fine, În fine ne-am împăcat unii cu alții <laughs> și uh, oamenii sunt mult mai uh, încrezători și dau șansele, dau șanse filmului românesc și nu doar comediilor care rup box-office-ul și uite, în Chiar fine, da. și noi am intrat în rândul lumii, eram singura țară unde filmele românești nu făceau spectatori public precum cele americane. Știi? Și uite, deja... Sunt hituri care merg foarte bine, după cum există și filme cum am făcut Libertate, mm -hmm. un film complicat, un film care vorbește tot așa despre istorie, răspundere, sigur, un film de acțiune, un film care te ține, la fel a fost și Oameni de Treabă acum doi ani, da. filme care... Nefiind blockbustere, totuși aduc lumea în, în săl și pe platforme. Recent l-am lăsat pe o platformă de streaming, am mers uh -huh. foarte bine, a ajuns până pe locul 2 în top. Văd oamenii care scriu, te sună în fiecare zi, adică e. asta ți arată că deja cred împăcarea s-a produs și oamenii sunt curioși să vadă tot timpul ce mai e pentru că și ce filme mai apar, ce subiecte sunt. Uh, știu că unii se mai plâng și de sunet eterna problemă cu sunet în filmul românesc le pot spune doar că dacă nu știu dacă e o consolare, dar în America dacă citești primele cronii sau ce scriu publicul ce scrie publicul după ce vede un film american se plâng de același lucru, Aole, nu am înțeles aia, nu am înțeles că sunt prea multe zgomote prea multe efecte, deci E o problemă generală. generală. Promitem să facem filme în care să se audă doar lumea vorbind, să nu mai auzi niciun vânt care bate, nicio expozie și atunci va fi bine. Tudor Gigiu, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră în această dimineață. Așadar, 16 aprilie filmul Nasty sau Nasty în cinematografele din, din toată țara. Abia așteptăm să vedem acest film documentar și te așteptăm și cu alte proiecte pentru că mi se pare așa că sunt bune, anulare. Se anunță lucruri frumoase și suntem tare curioși să, să urmărim toate aceste evenimente. Mult succes! Așa și să, să ne vedem eu. în cinematografe, de ce nu? Correct. Să aveți o zi excelentă și voi, dragilor, noi ne auzim mâine la 6 dimineața aici în matinal. Mâine este miercuri, așa cum îmi place mie să spun, aproape weekend, așa că aveți grijă de voi și să ne auzim cu bine mâine și nu uitați să aveți umbrelele la purtător. Ciao. București FM. Aici e capitala.